Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune sponsorizată de Electrolux. Bun venit la Starea Sănătății! Cum vi s-ar părea dacă am putea să vedem amprenta de carbon a produselor alimentare pe care le cumpărăm pe etichetă? Sau, în cazul restaurantelor, în meniu, lângă preparate? Să vedem acolo unde scrie rasol frage de miel sau friptură de vită argentiniană și zecile de kilograme de emisii de dioxid de carbon pe care le aruncăm în aer cu fiecare îmbucătură. Sau să vedem câți kilometri pătrați de pădure defrișăm pentru astfel de produse. Vă spun eu, în ultimii 10 ani am ras 10 milioane de hectare de pădure tropicală de pe fața pământului pentru a face loc vacilor, pe care le halim. Uite, asta e o informație pe care n-ar strica să o vedem mai des. Ce, credeți că nu s-ar schimba nimic dacă am face asta, nu? Că nu interesează, domne, pe nimeni astfel de subiecte. Ei bine, apar din ce în ce mai multe studii care ne arată că ar fi, de fapt, o idee destul de bună. Ne-ar arăta care sunt costurile ecologice reale pentru fiecare tip de aliment și ne-ar ajuta să luăm decizii, dacă nu mai bune, măcar mai informate. Că normal că te opui din servă schimbării dacă habar n-ai de urmările deciziilor tale. Cercetători de la o universitate din Germania au analizat ce se întâmplă atunci când afișăm în meniul unui restaurant amprenta de carbon a preparatelor, precum și câteva simboluri care să atenționeze cu privire la emisii. Roșu pentru amprentele ridicate, verde pentru cele scăzute. Concluzia? Afișarea acestor informații chiar influențează deciziile oamenilor și cele mai bune rezultate sunt obținute atunci când alături de amprenta de carbon avem și un simbol colorat. 52% dintre participanți au ales preparatele cu amprentă de carbon mai scăzută atunci când acestea au fost acompaniate și de simbolul verde. Nu degeaba încearcă unii comercianți de otrăvuri să-i păcălească pe oamenii înverzind etichetele. Atenție, deci! Sigur, pentru schimbări importante e nevoie de măsuri fiscale care să încurajeze industria alimentară să producă mai multe alternative sustenabile și care să facă aceste produse mai accesibile. E nevoie de mai multă educație pe astfel de teme, dar și de mai multă deschidere, în general, în societate, față de ideea de a combate schimbările climatice și cu ceea ce alegem să ne punem în farfurie. E foarte important să fiți sănătoși! Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune sponsorizată de Electrolux.